Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult pentru frumoasele cuvinte și sunt foarte onorată și bucuroasă să pot prezenta această clădire, în fosta școală, de fapt, în care mulți dintre dumneavoastră mi-ați povestit că ați fost aici la școala primară și trebuie să recunosc că când am fost invitată să particip la acest proiect atât de inedit de a o prezenta și omagea pe regina Elisabeta în locurile unde a trăit, unde a avut activitate literară, unde s-a născut, unde a avut un castel cu un salon artistic literar, am acceptat pentru că m-am gândit să citesc, să recit din opera ei, tocmai acolo unde ea, cu ani în urmă, avea salonul literar. Este o onoare care, da, este inestimabil, este ceva care mă bucură nespus de mult și voi prezenta în prima parte a acestei dimineți viața ei, activitatea ei literară. Și o voi lăsa citind din scrisorile ei sau din mărturii ale vremii, din opera ei, o voi lăsa și pe ea să-și povestească viața ei, așa cum o vedea din perspectiva ei. Voi arăta material fotografic de la Arhiva de Vid și nu numai, de fapt, și da, la sfârșit voi citi din povestea autobiografică Robia Peleșului, pe care cred că o cunoașteți cu toții, dar mă bucur să o repet, pentru că este tocmai aici unde a fost inspirată regina să povestească chiar povestea autobiografică cu elemente fantastice, povestea unei regine fără copii, fără moștenitor, dar care își dorește acest copil pentru a avea un moștenitor pentru tronul, pentru dinastia creată de regele Carol I. Iar între lectură și conferință voi trece în revistă scurt, pe scurt, cărțile pe care le-am publicat eu în România. Am publicat mai multe, dar nu sunt singura biografă, nu sunt singura care a editat din opera reginei. Sunt foarte mulți de-a lungul anilor, mai ales după 1990, au apărut foarte multe cărți despre regină, încât sunt mulți biografi și voi mai numi și pe parcurs și pe alți autori. Da. Voi începe, deci, cu prezentarea despre viața, activitatea și da, însemnătatea reginei Elisabeta. Regina Elisabeta a fost sub pseudonimul Carmen Silva, o regină care a câștigat sau a atins o notorietate cu totul neobișnuită pentru o regină consoartă la vremea ei. Ea a fost o regină care era înflăcărată de ideea unei misiuni pe tronul din noua ei patrie, o regină empatică care își dorea să fie o ocrotitoare și binefăcătoare pentru poporul ei, o regină cultă care a creat un salon artistic la București, în Palatul Regal, dar și la Sinaia, invita foarte mulți artiști, intelectuali, dar și inventatori și întreprinzători în saloanele ei. Asta reiese din corespondența ei, nu doar aici în România, ci și în sejururile ei din străinătate, când se întâlnea cu artiștii pe care îi găsea acolo unde era într-o stațiune sau chiar la noi vii, îi invita expres pentru a fi de față și pentru a, pentru a afla cât mai multe despre ce se întâmplă în lume și pentru a îi relata regelui Carol. Prima folie, vă rog. Regina Elisabeta României s-a născut pe 29 decembrie 1843 la Noi Vid, fiind primul copil al perechii princiare Herman și Marie de Vid. Copilăria și adolescența le-a petrecut în mare parte la Noi Vid, de asemenea la Bonn, la Paris, iar în adolescență a vizitat-o pe nașa ei, Marea Ducesă Elena Pavlovna a Rusiei, la Moscova, la Petersburg și a călătorit cu ea în Italia și în Suedia.
Copilăria Elisabetei este foarte importantă pentru a înțelege personalitatea și caracterul ei. Educația aleasă și foarte intensivă pe care a primit-o prințesa Elisabeta de Vid este pe larg relatată de ea în amintirile ei din copilărie și adolescență, publicate la bătrânețe în volumul Colțul Penaților Mei. Am văzut că l-aveți și în bibliotecă. Această carte a apărut în Germania, în ediția Princeps, în 1908, iar în România abia după anul 2000, integral, în traducerea lui Dumitru Hâncu. De asemenea, regina a povestit despre copilăria ei și în povestea autobiografică Carmen Silva, din volumul Poveștile unei regine, care a fost publicat în Germania în 1901, iar în traducere în România a apărut prima dată în 1906. Următoare, vă rog. Ce nu ne povestește regina în textele ei autobiografice și aflăm abia din corespondența privată a reginei, îndeosebi în scrisorile către regele Carol I din perioada exilului reginei la Ziegenhaus lângă Neuwied, aici în imagine, dar o fotografie mai târzie. Deci în perioada exilului la Ziegenhaus din anii 1892-94 este prezența aproape permanentă a baronului Franz de Roggenbach la palatul de la Neuwied după moartea tatălui Elisabetei în anul 1864. În imaginea de față îl vedem pe baronul Roggenbach în dreapta într-o fotografie pe la 1900 la Ziegenhaus împreună cu regina Elisabeta în centru, mama reginei principesa Maria de Vicea cu baticul alb, iar în spatele reginei sunt în stânga secretarul Elisabetei Edgar Dall'Orso și doamna de onoare a reginei Olga Mavrogeni. Baronul Franz de Roggenbach, un politician liberal și profesor universitar la Strasbourg, fusese un bun prieten al tatălui reginei Elisabeta, era apreciat de fapt și de Carol mai târziu. Iar după moartea tatălui Elisabetei, Hermann de Vid, în 1864, principesa văduvă Marie de Vid s-a atașat de Roggenbach, căsătorindu-se ulterior în secret cu el. Era vorba însă de o căsătorie morganatică, un fel de parteneriat, fără importanță pentru succesiunea în familia princiară de Vid. Pentru regina Elisabeta, trauma adolescenței ei a fost să-și piardă tatăl timpuriu și să-l vadă înlocuit cu baronul Roggenbach. Iar cu acest lucru nu a reușit să se împace decât foarte târziu, spre bătrânețe, după cum o arată îndeosebi scrisorile Elisabetei din anii exilului ei. Următoarea. Copilăria și adolescența ocupă un loc de seamă și în opera literară a reginei Elisabeta. În ciuda despărțirii de vechea patrie și adoptării unei noi patrii în România, rădăcinile cu care se identifică și de care se simte legată Elisabeta întreaga ei viață sunt orașul natal Neuwied, împrejurimile de acolo, cultura și natura de la Rinul Central și tradițiile familiei ei aristocratice și princiare. Sub pseudonimul Carmen Silva, regina a publicat mai multe volume de versuri dedicate patriei ei, renane, povestiri autobiografice și un volum de amintiri despre copilăria și adolescența ei, cel menționat Colțul Penaților Mei. Următoare. În toamna anului 1869 a avut loc otna și căsătoria principesei Elisabeta de Vid cu domnitorul Carol I al României, născut prinț de Hohenzollern-Sigmaringen. Legenda despre logotna lor, fără sentimente de dragoste și privită doar ca o datorie, este o poveste redată astfel de mai mulți biografi, după relatările proprii ale reginei, despre logotna de la Köln din 12 octombrie 1869, pe care le găsim publicate și în memoriile reginei, dar și în poezia Köln din volumul German Mein Rhein. Dar scrisorile ei private din perioada logotnei ne arată cu totul altă Elisabeta. Descoperim aici o prințesă care s-a îndrăgostit imediat de logotnicul ei Carol și care îi scrie cu înflăcărare și cu mult dor de a-l revedea cât mai curând. De asemenea, primele scrisori din România către socrul și fratele ei ne arată că Elisabeta era pe deplin fericită în căsătoria ei cu domnitorul Carol I. Voi citi câteva pasaje din prima scrisoare a Elisabetei către Carol I din 13 octombrie 1869, scrisă în a doua zi după logotna lor. Citez.
Dragule, nu-mi pare deloc un vis că ți aparțin, ci o simt cu adevărat ca pe o sărbătoare în inima mea, acum când îți scriu această primă scrisoare. Am vegheat întreaga noapte, dar de bucurie orele au trecut repede, pline mereu de aceleași gânduri. Mi-am repetat fiecare cuvânt pe care mi l-ai spus și îmi sunt toate tare scumpe. Mi s-a întâmplat cel mai fericit lucru care se poate întâmpla unei fete, să fie dorită de un bărbat în care ea are încredere și în care ea crede. Eu pot doar să îți repet, sunt foarte, foarte fericită că pot fi mireasa ta. Vino cât mai curând. Pe vecea ta, Elisabeta. Închei citatul. Ce frumos! Următoare, vă rog. În primilor ani de căsătorie, Carol I și Elisabeta au fost un cuplu fericit, iar mărturia este din nou corespondența lor. Fotografia ne arată tânăra familie aici la Sinaia, pe la 1872, iar în stânga este o scrisorică a prințesei Maria către tatăl ei, domnitorul Carol, trimisă de Elisabeta soțului ei, pentru că ambii soți își povesteau în scrisori despre fetița lor când unul din ei se afla în altă reședință sau în călătorie în străinătate. Moartea fiicei la numai 3 ani și jumătate a însemnat pentru amândoi o mare durere. Dar pierderea fiicei nu i-a înstrăinat pe Carol I și Elisabeta, așa cum au afirmat unii biografi sau contemporani ai perechii regale, ci i-a unit pe soți în durerea lor, de asemenea i-a unit în anii următori speranța de a avea alți copii, iar apoi, în ciuda dezamăgirii de a nu avea un moștenitor natural, îi leagă pe soți mai departe ideea de datorie și de misiune comună a lor pe tronul României. Din scrisorile Elisabetei reiese că ea este pentru Carol o parteneră adevărată și nu doar o soție supusă. Ea îi dă sfaturi și idei noi, îi povestește ce l-ar interesa mai mult din călătoriile ei prin străinătate, unde regina caută mereu să întâlnească și personalități interesante și folositoare pentru rege și țară, încercând astfel să-l sprijine prin tot ce întreprinde ea în străinătate. Următoare, vă rog. Corespondența dintre Carol I și Elisabeta din anii 1877-78, în perioada războiului pentru independența României, ne arată de asemenea câtă încredere avea domnitorul Carol I în soția lui. Este bine cunoscut că doamna Elisabeta a îngrijit ofițerii răniți pe front, în bărăcile spital, construite în curtea palatului de la Cotroceni. Ce reiese din corespondența perechii regale din această vreme este că Elisabeta, doamna, este cea care primește de la domnitorul Carol relatările sale directe despre perioada petrecută pe front, Carol împărtășindu-i gândurile și intențiile sale și îndemnându-o să păstreze bine aceste epistole, pentru că vor fi folositoare ca mărturii pentru istoriografia viitoare. Din scrisorile Elisabetei către Carol I aflăm că Elisabeta este însărcinată și suntem martori astfel cum capătă speranță din nou amândoi, cum domnitorul Carol se îngrijește de sănătatea soției sale, pentru că apoi să aflăm de dezamăgirea Elisabetei când îi scrie că a pierdut sarcina și este tristă, că au sperat și s-au bucurat amândoi din nou în zadar. Este bine cunoscut că Elisabeta a început să publice în România în 1880 sub pseudonimul Carmen Silva, Cântecul Pădurii. Din corespondența perechii regale aflăm că Elisabeta îi trimite deja în perioada de logodnă mai multe poezii lui Carol și îl îndeamnă să le citească, pentru că din poezie l-o va putea cunoaște mai bine. De-a lungul anilor, regina îi trimite regelui mai multe manuscrise ale operelor ei literare, atașate scrisorilor, cerându-i părerea despre ele. Următoarea. Tot regina este cea care îl îndeamnă pe rege să-și publice memoriile. Din Zignaus, la 1 iunie 1883, îi scrie, citez, sunt de părere că este mai necesar ca oricând să-ți scrii memoriile. Ai putea să lucrezi un pic în avans ca să putem continua cu zel când revin acasă, închei citatul. Următoare. Călătoria pe care o face regina Elisabeta în Marea Britanie în anul 1890 este privită de ea ca fiind apogeul carierei ei de regină scritoare. În țara Galilor, unde poposește la Landutno, este impresionată de primirea plină de entuziasm atât în cercurile aristocratice cât și de locuitori.
Unii dintre localnici își exprimă admirația față de poeta Carmen Silva, pe care o cunosc grație poeziilor din volumul Cântecele meșteșugarilor, apărute în ziarele în limba engleză. Dat fiind că în anul 1891 a urmat afacerea Văcărescu, apoi un exil de vreo 3 ani, jumătate ai reginei în străinătate, cei mai strălucitori ani ai reginei poete sunt cei din perioada 1880 până în 1890. Citez în continuare dintr-o scrisoare a reginei către Carol I din Wiesbaden din 17 octombrie 1889. Citez. Ți-am povestit că o doamnă australiancă aflată pentru prima oară în Europa a venit la noi vid, teribil de emoționată, numai ca să mă vadă. Se pare că sunt așa de populară în Australia. Traducerea în engleză a rapsodului se află sub tipar în Anglia și în America deodată. Poeții francezi au fost atât de încântați, iar lui Sully Prudhomme i-au curs lacrimile, în vreme ce lui Comte Lys a spus că începe o nouă era în poezie. Țărișoara noastră mică, nu-i așa că e frumos? Și mai vin multe dacă Dumnezeu îmi dă zile. Vom fi foarte mândri să spunem ex oriente lux, lumina vine de la răsărit, și să facem ca aceste cuvinte să trimită la noi. Închei citatul următoarea. Logodna principelui moștenitor Ferdinand cu Elena Văcărescu, domnișoara de onoare preferată a reginei Elisabeta, logodnă încurajată de regină, a stârnit indignarea clasei politice și a pricinuit reginei un exil de peste 3 ani, în perioada anilor 1891-94. Următoarea. La început a fost doar un autoexil, regina retrăgându-se în vara anului 1891 la Veneția pentru lunile de vară. Dar din septembrie 1891 și până în iulie 1894 trebuie să vorbim despre un exil impus de însuși regele Carol I. Un exil pe care regele tot prelungește și sub care regina suferă. Îl percepe ca pe o pedeapsă mult prea aspră. În această fotografie o vedem în 1891 la Veneția. Dar de la Zegnaus, Neuwied, unde petrece următorii ani de exil, la reședința mamei sale, regina îi scrie regelui în 29 septembrie 1892 următoarele. Citez. Mie nu trebuie să-mi vorbească dragul meu bun despre viitor. Pentru o femeie fără copii nu există viitor. Am învățat de mulți, foarte mulți ani să mă desprind de el, forțată fiind de dezamăgiri. După 17 sarcini false. Se uită cu ușurință mereu ce suferințe amare stârnește acest cuvânt, chiar dacă am suportat totul fără să mă plâng. Sărmanul meu drag nu mă poate schimba la 50 de ani în altceva decât ceea ce am fost întreaga mea viață și nici nu-mi poate lua de pe umeri experiențele și suferințele prin care am trecut. Întotdeauna am înțeles și suportat viața din perspectiva martiriului, ce mi s-a cerut și cred că tu nu poți să te plângi de lipsa seninătății mele. Nu am pozat niciodată într-o salcie plângătoare și nici nu m-am învăluit în mantia tristeții. Zâmbetul meu este renumit, nici aici nu mă vede nimeni altfel. Este inevitabil că îți scriu ție așa de mult. Cu pana în mână sunt o cu totul altă persoană, iar ceea ce nu aș putea scoate vreodată pe gură se dezlănțuie în scris nestăvilit. În ea stă toată forța mea, cu ea sunt curajoasă până la nebunie. Îndată ce este vorba de cuvântul rostit, totul se sfârșește. Doar penei mele de scris îi datorez veșnica mea bună dispoziție. În scris m-am descărcat de furtuni și deseori am distrus imediat ce am scris, dar apoi îmi era bine căci mă eliberase, închei citatul. Iar la 10 martie 1894, spre sfârșitul exilului ei, scrie regelui, citez, la ce mi-a folosit mie toată seriozitatea? Doar că să străbat cu mult mai greu prin viață. Am vrut să am o curte spirituală și artistică, o Ferrara, ceva care să lumineze departe, spre cea mai înaltă civilizație. Poate că solul în care am vrut să sădesc nu era încă pregătit pentru a da roade, iar picioarele dânzuitoare se potrivesc mai bine decât frunțile gânditoare. Cine poate spune de ce merg lucrurile așa cum merg? Cu siguranță nu este adevărat că suntem meșterii soartei noastre. Suntem o jucărie a destinului, iar libertatea voinței este o vorbă goală. Ești folositor pentru o vreme la un loc, pentru că te potrivești acolo.
Iar în ceasul în care te-ai uzat, ești pus și simplu dat la o parte. Închei citatul. Următoarea. Și prima întâlnire a reginei Elisabeta cu principesa Maria, tânăra logodnică a prințului moștenitor Ferdinand, a avut loc în perioada de exil a Elisabetei în august 1892 la Zignaus, lângă Neuwied. Despre vizita tinerei principese Maria, în vârstă de numai 16 ani la data logodnei, împreună cu mama acesteia, Marea Ducesă Maria de Edinburgh și Saxa-Coburg, Elisabeta îi scrie regelui următoarele. Citez. Dragule bun, scrisoarea ta dragă a sosit ieri, tocmai pe când mă odihneam după o lungă conversație cu mama și fiică. Sunt încântată de amândouă, o găsesc încântătoare pe mireasă, ca o floare minunată cu buclele ei adorabile, dar totuși abia un copil, așa că am înțeles rugămintea lui Calinderu de a o croti. Mi-am imaginat-o mult mai dezvoltată. Găsesc că este îngrozitor să o lăsăm să vină în România fără apărare, fără ajutor, când nimic nu ar trebui să o atingă. Trebuie să rămână în nevinovăția și neștiința ei neștirbită. Mi se pare uimitor când mă gândesc că ar fi putut fi aproape nepoata mea. Mi se pare că sunt cu 10 ani mai bătrână. Când mă gândesc că acest copil va trebui în curând să-mi ia locul. Te simți cu adevărat dat la o parte, ca umbrela veche, care nu mai este de folos, aproape spre sfârșitul vieții. Mă gândesc mereu la ce spunea tata. Lumea aparține celor tineri. Închei citatul. După revenirea în România, Elisabeta adoptă o concepție nouă personală despre rolul ei ca regină bătrână. Văzând că Maria i-a luat locul ca mama a dinastiei, Elisabeta, care mai înainte se numea mama regină, se consideră acum o bunică a țării. Următoarea. Relația dintre regină și principesă, la început tensionată și marcată de gelozie și neîncredere reciprocă, evoluează pe la 1900. Mai mult decât atât, regina Elisabeta începe să o admire pe principesa Maria pentru cutezanța acesteia de a-și amenaja încăperile Palatului Cotroceni după propriul ei gust. Ca urmare, și Elisabeta se lasă influențată de această creativitate îndrăsneață a Mariei și își amenajează de asemenea un nou atelier de pictură la Castelul Peleș. Următoare. Pe lângă detalii familiale, aflăm din corespondența privată a reginei, în repetate rânduri și de grijile ei în ce privește soarta țărănimii. Către fratele ei, principele Wilhelm de Witte, regina scrie de la București în 30 ianuarie 1905 următoarele. Citez. Ieri l-am avut într-o lungă audiență pe specialistul nostru în statistică, care mi-a spus că 400.000 de țărani sunt fără de pământ și proprietate, ceea ce este probabil cea mai proastă veste. În schimb, o veste bună e că s-au mobilizat acum țărani care arendează împreună domenii mai mari, căci există 5.000 de arendași în țară. Ce înseamnă asta nu cred că trebuie să mai explic și în sfârșit își dau seama și marii proprietari și încep și ei să-și cultive domeniile singuri din nou, cu toate că asta le aduce mai puțin. Dar văd și ei că altfel pământul și țăranii vor fi ruinați. Am fost de multă vreme o adevărată Casandra. M-am revoltat din cauza ridicării exagerate a taxei de arendă și a tăierii pădurilor, iar acum, când își dau și ei seama, este de fapt prea târziu. A fost regretabil că nu știa Carol despre cultivarea pământului mai nimic și astfel nu a recunoscut unele primejdii pe care eu însă le vedeam clar. Acum încerc să ajut cu toate forțele mele, pe când mai înainte totul ar fi fost deprisos când oamenii nu mi-ar fi dat crezare. Închei citatul. Totuși răscoala din 1907 o surprinde pe regina într-un mod neplăcut, în ciuda actelor ei caritabile, a declarațiilor ei și a analizei lucide a stării de fapt. Și în anii următori aflăm că situația țărănimii nu își va găsi o soluție nici din perspectiva reginei. Astfel îi scrie prințesei Sofie de Witte din București la 8 ianuarie 1908 următoarele. Citez. Aici ne amenință foametea și revoluția. Dacă le facem bine țăranilor, se revoltă cei de sus. Dacă facem bine marilor proprietari, se revoltă țăranii. Se pare că nu am fost niciodată într-o situație mai dificilă, iar Stursa este bătrân și oamenii nu mai au încredere unii în alții, ci se combat reciproc cu toate mijloacele. Închei citatul. Următoarea?
Voi încheia cu alte două pasaje din scrisorile Elisabetei despre România, scrise la bătrânețe, către prințesa Sofie de Vit de la Sinai, în 31 iulie 1914, regina Elisabeta îi scrie din experiența ei pe un tron străin, adică într-o țară străină devenită, în care devine doamnă și regină. Citez. Nu putem cuprinde atât de repede mentalitatea unui popor străin și de aceea nu reușim să folosim cuvintele pe care le înțelege și care îi plac. Și astfel poate că greșim tocmai acolo unde în alt loc am fi procedat bine. Am avut deseori experiența aceasta aici până când am înțeles mentalitatea locului. Nu ajunge să cunoști limba. Trebuie să și gândești ca ei. Aici, societatea gândea franțuzește. Asta era deja destul de greu, pentru că eu nu gândeam franțuzește deloc. În schimb, poporul gândea românește, ceea ce era o diferență de la cer la pământ. Dar m-am obișnuit în sfârșit, iar acum deslușesc mai bine ce efect au unele lucruri asupra lor, închei citatul. Iar despre atașamentul ei pentru România, regina Elisabeta mărturisește tot către prințesa Sofie de Vit de la București în 18 martie 1900. Citez. Ah, Rinul, Rinul, îl voi purta dorul cât voi trăi. Și totuși, acum aș avea dor de casă, de România, dacă ar trebui să o părăsesc. Dor de soarele ei, de carele cu boi, de limba ei, de așița orientală, de oamenii cu care împărtășesc viața de peste 30 de ani. Închei citatul. Da, și următoarea, de la biografia reginei, da, trec acum la cărțile despre regină Carmen Silva, în biografii și ediții mai noi. Vedeți cărțile pe care le-am publicat eu și edițiile noi. Iar cu toate că am publicat mult, trebuie să spun că am publicat nu doar ca autoare, ci ca editoare și ca traducătoare. Prima carte pe care am tradus-o din germană este cartea unui autor original din Sinaia, frumoasa biografie a Carmen Silvei a lui Gabriel Badea Păun, ediției germane. I-am adăugat o postfață despre literatura reginei și un bogat material fotografic din arhiva Princioara de Vit. Iar în ce privesc edițiile noi din Opera Regina, i-am publicat mai întâi o ediție germană, iar apoi, gândindu-mă că este interesant subiectul mai ales pentru români, am încercat să iau legătura și cu editurile din România și am realizat astfel, spre onoare și bucuria mea, mai multe ediții și în România, da, mai multe edituri. Următoarea. Deci, da, voi arăta aceste, voi vorbi scurt despre fiecare din aceste cărți pe care le-am publicat în România, iar în final voi citi din povestea autobiografică din Robia Peleșului, care a apărut în Poveștile Peleșului, editată de mine. Următoarea, vă rog. Volumul de prin viacuri, povestiri istorice și legende populare pentru copii a apărut la editura Humanitas în 2018. Această ediție cuprinde, de fapt, binecunoscute balade istorice culese de Alexandrire, povestite de regina, din intenția de a face o legătură istorică pornind de la Decebal și până la regele ei, regele Carol I. De asemenea, volumul cuprinde și câteva povestiri inedite în limba română, traduse de mine. Una din ele este povestirea unei șezători, de fapt, cum a cules Alexandrii Balade la o întâlnire la Castelul Pele și din aceasta voi citi mâine seară și profit de ocazie pentru a vă invita și la concertul de la Castelul Peleș, unde vom avea și muzică și literatură și imagini de asemenea despre regina Elisabeta, regina poeta. Următoarea, vă rog. Poveștile Peleșului este o ediție album pe care am realizat-o la editura Corint în 2016,
Iar în ediția a doua, adăugită cu câteva texte noi, în traducerea romaniței Constantinescu, binecunoscuta carte de povești a reginei este legată de Sinaia și de construcția castelului Peleș. Ediția românească a apărut la sfârșitul anului 1882, iar ediția germană în 1883, și ambele se refereau, de fapt, pregăteau inaugurarea castelului Peleș din septembrie 1883. La această ediție am adăugat și un album cu fotografii din Arhiva Princiară de Vii despre construcția Peleșului, despre edițiile Elisabetei ale volumului Poveștile Peleșului, dar și volumul Robia Peleșului, care a apărut separat de acest volum cu în vremea reginei, dar pe care le-am unit în această ediție, pentru că mi se pare că aparțin una fiecare în parte. Deci prima parte este un fel de povestire concepută de ea, cu, prin care arată de fapt povești despre țărani din împrejurul castelului, iar povestea Robia Peleșului este povestea vieții ei. Da. La această ediție am mai adăugat și o postfață despre literatura reginei și legătura ei cu cultura populară românească, iar ediția a doua, cea adăugită, are și o prefață a principesei Isabel de Vit, căreia îi mulțumesc de fapt de fiecare dată pentru că a permis publicarea materialului fotografic din Arhiva de Vit. Următoarea. Aceasta este o carte de povești, cunoscută de fapt sub numele Monsieur Hampelmann. În România a apărut și în ediția de la editura Vremea sub numele Domnul Pulcinel. Este o poveste pe care regina a scris-o în perioada de exil la Palanța, în Italia, și la care a contribuit arhitectul restaurator al regelui Carol I, André de Lecomte de Nouy, cu admirabile lui ilustrații. Volumul cărții a apărut în 1898 abia la București, însă ea îl vrusese să-l publice deja în vremea exilului, însă regele nu-i permisese să publice, iar nici fratele reginei nu a susținut acest proiect. De fapt, regina vroia prin cartea aceasta, care este, are textul în patru limbi, să, deci din vânzarea cărții, să sprijine azilul de copii orfani de la Neuwied, Otto Haus, numit după fratele Mezin al reginei Otto, care murise în copilărie, dar planul ei nu s-a putut realiza decât după exilul ei, când a revenit în România. Următoare, vă rog. Acest volum, Cuvinte sufletești, este volumul care îmi place mie cel mai mult din toate textele ei. Este un volum de texte devoționale, a apărut în 2022 la editura Humanitas. Iar aceste texte devoționale, regina Elisabeta le-a dedicat la început mamei ei. Prima ediție însă nu a apărut în germană, ci în traducere în limba română, în 1888. Traducătorul este necunoscut, sau cel puțin mie, dar poate reiese cândva din cercetări mai ample. Am reeditat aceste texte după versiunea din 1888, la care am adăugat și ilustrațiile mele cu elemente religioase, înger, arhanghel, clopote de biserici, cruci de piatră de biserici, de drum și biserici vechi din România. Următoarea. Reginele scritoare ale României, un alt proiect de suflet al meu, la care am visat de fapt 10 ani, dar până am avut toată literatura necesară, a durat un timp. Reginele Elisabeta și Maria, ambele scritoare, volumul a apărut la editura Corint în 2021, în plină pandemie de fapt, și este o primă antologie a literaturii ambelor regine. Cartea cuprinde și o parte de, deci un studiu introductiv al meu și o bibliografie amplă despre regine, în care am înșirat toate
Da, titlurile pe care le-am găsit, toate care au apărut în, în primele ediții originale, în Germania sau în Anglia și în Marea Britanie sau America și în România, bineînțeles. Și până la cele mai noi ediții pe care le-am găsit. Următoarea. Regina Poeta, această carte este prima mea carte apărută în România, la editura AL în 2013, traducerea din germană de Monica Livia Grigore, cu o prefață de Alteția sa regală, Principele Radu al României. Cartea cuprinde o parte din teza mea de doctorat de la Universitatea din Marburg despre literatura lui Carmen Silva, la care pentru această ediție am adăugat și extrase din opera reginei și fotografii istorice din Arhiva Princiară de Vici din colecția mea. Următoarea. Cu iubire tandră, Elisabeta, mereu al tău credincios Carol, corespondența perechii regale, este o ediție critică și comentată în traducere din germană de mine împreună cu romanița Constantinescu. A apărut la editura Humanitas în două volume în 2020 și 2021. Ediția cuprinde pentru prima dată dialogul epistolar al primei perechi regale a României, Carol I și Elisabeta, conținând multe detalii inedite despre cei doi. Corespondența originală în limba germană este păstrată la Arhivele Naționale ale României în București, iar ediția completă a corespondenței în limba germană publicată în Germania în 2018, tot în două volume, la editura științifică Ibidem. Regele Carol I în opera Regina Elisabeta, volum apărut la editura Curtea Veche în 2014, cu un cuvânt înainte de Alteția sa regală, Principele Radu al României, și o introducere de regretatul profesor universitar dr. Nicolae Șerban Tănașoca. Este un volum despre portretul regelui în opera literară a reginei Carmen Silva, iar cartea cuprinde și jurnalul de călătorie al regelui al reginei pe Dunăre din anul 1904, pe care l-a publicat atât în Germania cât și în România în 1905. De asemenea, am adăugat un bogat material fotografic din Arhiva Princiară de Vii despre perechea regală Carol I și Elisabeta. Și ultima mea carte apărută în România anul acesta la Corint este Tată iubit și cel mai credincios prieten, corespondența regelui Carol I cu tatăl său, principele Carl Anton de Hohenzollern-Sigmaringen, pentru perioada 1866-1881. Volumul redă pentru prima dată dialogul epistolar dintre regele Carol I și tatăl său, în traducerea mea. Ediția cuprinde o selecție din cele mai frumoase și interesante scrisori din perioada anului 1866 până în anul 1881, deci din anul sosirii lui Carol în România și până la încoronarea lui ca primul rege al României. Ilustrația cărții mi aparține, este vorba de portrete în tuș, de fapt, după fotografii istorice pe care care apar la fiecare, la începutul fiecărui capitol, împreună cu un citat din scrisori. Corespondența în limba germană originală este păstrată tot la Arhivele Naționale ale României din București, iar ediția completă pentru perioada 1866 până în 1885, anul morții tatălui regelui, am publicat-o la editura Ibidem din Germania în două volume. Asta despre cărți. Iar acum ajung la ultima carte din care voi citi, Robia Peleșului. Următoarea, poate? Da. Deci a apărut și în România, am reeditat-o sau adăugat-o și ediției Poveștile Peleșului din de la editura Corint, iar aici o vedeți pe regina Elisabeta în frumosul port popular la Sinaia. Avem deci de a face cu o carte de povești în care regina își povestește viața într-o povestire fantastică, de fapt. Ea pornește pe un drum plin de primești,
până la rai, să ajungă în raiul copiilor, de unde să-și are voie să-și aleagă un copil ca să aibă un moștenitor pentru tron. Dar ajuns acolo, nu se poate decide pentru niciunul din copii. Ba unul este prea dotat și atunci îi pare rău că îi strică talentele artistice pentru a fi pe tron. Altul, da, îi se pare că nu este potrivit pentru tron, că e prea jucăuș, prea neserios. Deci, în final, ajunge cu mâinile goale, cum zice ea, și e tristă, dar este întâmpinată de personificația râului Peleș, care îi spune, nu fi tristă, uite, ai în mână o pensulă pentru a picta și o pană pentru a scrie, deci poți să intri și tu, ca și mine, în slujba regelui, pentru că, îi spune Peleșul, regele este unul bun și drept și poți să-i fii folositoare și tu prin scris, prin pictura. Voi reda un fragment de la începutul acestei povești. Citesc. Așezată pe o stâncă, stam în pădurea seculară, unde brazii căzând de bătrânețe se aplecau unii peste alții și zăceau încărcați de mușchi, înconjurați de ciocurile berzelor și de nu mă uita. Mă uitam cum sare Peleșul prin mijlocul pădurii, săltând dintr-o cascadă în cascadă, sălbatic, furios, spumegos, răcoros și tânăr, ca un copil de munte ce este. El nu vrea să știe nici de stabile, nici de greutăți, nici carte nu prea știe Peleșul, căci nu se prea încumeta cu citirea și cu scrierea. Iar dânsul mai spune, nu știu carte, nici zânele de pe vârfurile de unde vin, căci dacă ar fi știut, m-ar fi învățat și pe mine. Apoi îmi povesti toată știința zânelor, care e alta decât a oamenilor. Ele sunt cele care fac munții și râurile, mușchiul și florile. Încearcă dacă îți dă mâna să faci și tu ca ele. Ei, cu scrierea și cu citirea voastră puteți să faceți atât? Tot ele dau culori florilor și ce pensule subțiri și degete dibace trebuie să ai ca să vopsești fulgii unui colibri, care cu toate astea nu sunt nimic pe lângă ce mai pot ele să facă. Cât despre Edelweiss, floarea reginei, e tăiată chiar din rochea zânelor, țesută din zăpada munților și dânsele au dat floarea aceasta pășunilor ca să fie tot așa de albe vara ca iarna. Când le e sete, se lipesc pe lângă coacăze și câteodată deșartă și paharul amărăluței pe care ploaia o schimbă într-o licoare arzătoare ce aprinde buzele. La ce folosesc clopoței? Am întrebat. Ca să facă gălăgie. Ele sună de câte ori se naște câte un copil pe pământ, căci tot zânele ne aduc și copiii. Îi culcă în cuiburi de flori și pe urmă gling-gling sunați clopoței până ce mamele își găsesc comoara. Au sunat și pentru mine odată clopoței și ascultându-i am găsit un copilaș drăguț, era alb ca laptele, micuț și fraged, vorbea nespus de duios și eram fericită, fericită. Dar Peleșul n-a voit să mi-l lase, era gelos și mi l-a luat. Da, mi l-a luat. Copilașul striga mereu, Peleșule, Peleșule, iar într-o zi s-a dus după el, departe, foarte departe și nu s-a mai întors. An cu an am tot așteptat de atunci pe țărmul Peleșului, doar l-o-i vedea întorcându-se, dar n-a mai venit. Am așteptat atât că părul a început să mi se albească. Altădată, șezând din nou pe malul Peleșului, spusei ce are să se întâmple. Dragul meu, Peleș, gândește-te că vor să zidească un castel mare chiar aici, unde am petrecut singur atâtea ceasuri fericite. Închipuiește-ți că vor să dărâme stâncile, să radă pădurile și că va trebui să tai lemnele în bucăți chiar tu, după ce oamenii vor dobără arborii din pădure. Peleșule, nu-i așa că tu n-o să-i lași să facă una ca asta? Într-adevăr, el se îndârji, se supăra așa de tare că se prefăcu într-un torent furios. Aruncă bucăți de stâncă mari cât casa, luă toate podurile, în sfârșit se purta tocmai ca un râuleț rău crescut. Scoborând așa halbieții faci că începură să se clatine și rămaseră de atunci aplecați. Câțivea brazi se culcară cu zgomă de-a lungul așternutului Peleșului, voind mai bine să fie rupți în fâșii decât îmbucătățiți în zidăria unui castel. Și tot atunci Peleșul făcu o adevărată răscoală printre izvoarele de munte, care urlară care mai de care, asta nu, asta nu, la asta nu ne învoim. Dar oamenii își închipuiră că vor fi mai tari decât toate râulețele astea răsculate și începură să sape temelia. Și-au făcut însă rău socotelile. Într-adevăr că râulețele erau ziua cu minți, că niciunul nu se mișca și că lucrătorii puteau să lucreze săpând și aruncând pământul afară.
Dar peste noapte, peleșul dădea semnalul difundul văii și atunci rulețele răspundeau într-un glas, pornind unite la asalt ca un singur om. În câteva ceasuri, renchiul era jucat. Maică Doamne, povârnișurile se surpau în fundul șanțurilor și lucrarea trebuia reîncepută. Într-o zi, răsculații se hotărâră să revolte muntele întreg și, într-adevăr, el se prăbuși cu tot ce avea pe dânsul. Brazii cei mari plecară la plimbare și se rostogoliră poticnindu-se în vale. Ca și când le-ar fi crescut picioare, iarba, mușchiul și livezile îi urmară. Apa lua pământul desnipit până și de pe rădăcinile arborilor. Totuși, oamenii urmară să sape înainte, tot mai adânc, și așezară fundamente ca pentru fortăreață. Făcură ganguri și galerii unde se putea merge în picioare și bolte care ar fi rezistat unui bombardament. Închiseră peleșul în bazine și l-aduseră în tuburi pe cherestele. Ca să împartă apa, fu nevoit să alerge prin toată clădirea să suie pe schele cele mai înalte. Ei, dragul meu peleș, cum a rămas cu răscoala ta? Mâine se pune piatra fundamentală. Vai, dar și pe mine mă silesc să alunec prin tuburi vechi de plumb. Te silesc? Dar cine te silește? Apără-te! Atunci bietul rob început să plângă amar. Să mă apăr, dar pot. Nu vezi cum au legate afurisitele astea de tuburi. Și a doua zi, piatra fundamentală era pusă. Muzica militară cântă marșuri, ecourile răspunseră din fundul pădurilor, preoții ziseră rugăciuni stropind pietrele cu apă sfințită pentru ca de aici încolo să nu le mai vătăme duhurile necurate. Erau acolo și ofițeri, și țărani, și boieri, și haine scumpe. Iar noi ne îmbrăcaserăm în costumul țării cu văl lung, cu cămașa brodată. Ca să mă înveselească, mi-au dat un buchet frumos, dar eu rămăsei în picioare, ascunzându-mi fața în flori, ca să nu mi se vadă lacrimile. Nu-mi trebuie un castel gol, un castel fără copii, zise ei buchetului meu. Și deodată mi se păru că aud un freamăt ușor, un murmur de-abia auzit, dar pe care îl înțelesei cu tot zgomotul corurilor și al fanfarelor. Liniștește-te, nu mai plânge așa, zicea el. Ai putea să faci pe mulți fericiți în casa ta nouă și îți vom trimite pe ascuns un musafir. Un musafir. Nu vrem să-ți spunem mai mult pentru că avem de gând să-ți facem o bucurie. Închei citatul. Mulțumesc.